găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Un tir încărcat cu țigări s-a răsturnat în județul Olt. Bazinul acoperit de lângă stadion va fi gata în septembrie. Hambalistele au pauză până în iulie. Traficul rutier a fost blocat în această dimineață în județul Olt, între Balș și Slatina. Un șofer sârb s-a răsturnat cu tirul în noaptea de marți spre Miercuri. Din primele verificări, polițiști au constatat faptul că în eveniment a fost implicat un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat cetățean sârb în vârstă de 65 de ani. În urma impactului acesta a necesitat îngrijiri medicale fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Tirul era încărcat cu țigări. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătă mare corporală din culpă. Traficul a fost blocat total în zona pădurea Sarului, fiind deviat pe drumul expres 12. Legea privind activele nefolosite de către companiile energetice va fi gata până la vacanța parlamentară. Actul în normativ a trecut de Senat și va fi trimis pentru dezbatere și vot la Camera Deputaților. Legea va fi dezbătută în procedură de urgență, astfel sunt șanse să fie adoptată în vara acestui an și să fie trimisă spre promulgare. Legea facilitează transferul de active de la companiile și regiile autonome de stat către autoritățile locale. Sunt multe terenuri și clădiri care nu mai sunt folosite, inclusiv de către complexul energetic Oltenia. Bunurile vor intra în administrarea primăriilor. Lucrările la Casa de Cultură din Târgu Jiu ar putea fi demarate în vară. Acestea vor fi executate de aceeași firmă care lucrează la bazinul acoperit din municipiu. Bugetul pentru modernizarea casei de cultură este de peste 3,5 milioane de euro, iar banii vor fi asigurați de Compania Națională de Investiții. Lucrările constau în amenajarea unei săli de spectacol cu 600 de locuri, a unei biblioteci, precum și a altor spații dedicate unor activități culturale. În total vor fi reabilitați aproape 4.000 de metri pătrați. Noi ne așteptăm chiar din vară. Proiectul a fost deja depus la Compania Națională de Investiții. Urmează să facem să se facă și s-a făcut o nouă reevaluare, să vedem exact dacă ne încadrăm în suma pe care CNI-ul a pus-o la dispoziție pentru Casa de Cultură. Dacă va fi nevoie de o ajustare, așa cum a fost și la stadion, trebuie să purtăm discuții cu Compania Națională de Investiții pentru alocare ori de la Compania Națională de Investiții plus o posibilă contribuție a autorității publice locale pe care nu o asumăm. Pentru că valoarea proiectului este foarte mare, e 3,5 milioane de euro și contribuția noastră poate fi uh, ajustată pentru realizarea acestui, acestui edificiu pentru municipiul Târgu Casa de cultură din Târgu Jiu a fost preluată de primărie prin cumpărare de la lichidatorul judiciar Consulting Company și nu a mai beneficiat de aproximativ 40 de ani de lucrări ample de reabilitare. Lucrările de reabilitare a străzii din municipiul Târgu s-au finalizat. Reparațiile au vizat nu doar partea carosabilă, ci și trotuarele. Lucrarea a fost executată de societatea Edilitara. Potrivit administrației locale, aceleași lucrări sunt în derulare și pe strada Amaradia. Totodată se lucrează și în cartierul Plopilor. Aici, pe lângă îmbunătățirea din punct de vedere peisagistic, este reabilitată și rețeaua de canalizare. Am finalizat destul de repede lucrările pe strada Gilortului. Aici s-a turnat covor asfaltic, au fost refăcute trotuarele, iar bordurile au fost schimbate. Este o lucrare de foarte bună calitate a societății edilitara. Urmează strada Amaradia, acolo unde se lucrează deja. În același timp, continuă lucrările în Plopilor. Aici se toarnă un strad nou de asfalt, vorba despre un amplu proiect ce prevede reconfigurarea și modernizarea întregului cartier. Sunt lucrări ample care se finalizează în termen. Știm că acestea produc disconfort, dar sunt necesare și nu va mai fi nevoie de alte intervenții pentru o perioadă destul de lungă de timp, a declarat primarul municipiului Târgu Jiu, Marce Romanescu. Bazinul de notă acoperit de lângă stadionul municipal din Târgu Jiu va fi inaugurat la începutul lunii septembrie. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Marcel Romanescu. Costurile de construcție se ridică la aproximativ 2 milioane de euro și sunt suportate de Compania Națională de Investiții. Este un obiectiv destinat în special elevilor din Târgu Jiu. bazinul acoperit avansează, așa cum avem contractul cu firma care execută aceste lucrări, în luna septembrie bazinul va fi finalizat. Din acel moment trebuie să vedem exact care este forma de administrare pentru că ne dorim pe de-o parte ca elevii din municipiul Târgu Jiu să beneficieze de gratuitate în perioadele în care se desfășoară orele de sport, după amiază, așa cum am declarat, se va percepe un tarif pentru persoanele adulte care vor intra în bazinul acoperit din incinta din incinta complexului municipal. Bazinul acoperit nu va fi un strand. Așa cum percepem noi, strandurile din municipiul Jiu va fi bazin de not pentru activitate sportivă. Cine merge să se relaxeze, Poate să uh, practice acest sport și nu avem nimic împotrivă, dar nu va fi strand. Tot în imediata apropierea stadionului va fi reamenajat și fostul strand al orașului. Lucrările ar putea fi demarate în acest an. Bazinul va fi refăcut din temelii, iar banii necesari investiției, aproape 3 milioane de lei, vin de la bugetul local. Avem un proiect în acest moment pe bugetul local. Ne vom apuca, sper din acest an de amenajarea unui bazin la suprafață pe fostul amplansament al ștrandului din încintă. Din Speranța e ca în 2023 și acel, acel bazin descoperit să fie funcțional. Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia nu crede că angajații companiei se vor înghesui să se pensioneze. Sunt multe persoane care lucrează în condiții foarte grele, dar mai sunt și angajați care sunt încadrați în alte sectoare unde condițiile nu sunt atât de dure. Este de părere Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. Liderul de sindicat spune că și numărul relativ redus de cereri de pensionare depuse până acum la Casa de Pensii justifică acest lucru. Sunt în jur de 600 de solicitări de pensionare venite din partea angajaților complexului energetic Oltenia. Cererile au fost depuse în baza legii 74. Casa de Pensii nu are de cam softul cu ajutorul căruia poate să calculeze pensiile. Mai este foarte puțin timp până când complexul energetic Oltenia va rămâne fără una din termocentrale. Demersurile privind externalizarea sucursalei electrocentrale de la Craiova sunt aproape de final. A fost aprobat planul de divizare simetrică, a fost înființată și firma care va prelua activele și salariații. Este vorba de Societatea Electrocentrale Craiova S.A., care va prelua sucursala Electrocentrale Craiova 2 din cadrul complexului energetic Oltenia. 468 de persoane vor fi preluate de către noua firmă de la CEO. Compania va externaliza termocentrala din județul vecin, începând cu data de 1 iulie. Deși România trece printr-o stare economică devastatoare, guvernanții țării continuă să facă împrumuturi. Numai puțin de 15 miliarde de euro au fost împrumutate în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Banii vor veni în 10 tranșe. Această acțiune a avut loc la finalul anului 2021, însă efectele se resimt acum, în luna mai. Daniel Morega, președintele ei pe spune că nu era necesar acest împrumut, având în vedere miliardele de euro pe care le datorăm țărilor externe. Noi nu trebuia să mai facem împrumuturi în afară de cei 15 miliarde, încă 15 miliarde. Cunoscând faptul că actualul guvern este un guvern irresponsabil și incapabil pentru că în 2 ani de zile, nu am împrumutat peste 40 de miliarde de euro. Datoria totală a României a ajuns la ora actuală la 147 de miliarde de euro. Vă dați seama în ce hal suntem din punct de vedere al datoriilor pe care le avem externe pentru că noi nu putem să le achităm, nu avem industrie. De asemenea, analiștii economici consideră că potrivit ar fi o renegociere a PNRR-ului. Președintele ei, Gorj, spune că cel mai bine ar fi ca în urma unei renegocieri să fie mărite pensiile și să fie acordate sume de bani celor din agricultură. Eu sper ca să acorde să renegocieze în situația în care ați văzut că pentru pensionari toate statele au 13, 14, 12% din produsul intern brut, România are 9%, ceea ce și rezultă faptul că la ora actuală pensionarii, circa 3 milioane, sunt într-o situație financiară deplorabilă. În altă ordine de idee, mă aștept care negocierea să aducă bani pentru uh, agricultură. Pentru că pentru agricultură nu au prins absolut nimic inițial în domeniul irigațiilor. Noi știm foarte bine că, în special în zona Bărăganului, în zona Moldovei și chiar în Câmpia Română, în general, nu există irigații iar recoltele sunt destul de reduse. Ministrul Muncii Marius Budăi afirmă că nu a avansat niciodată renegocierea din temelia PNRR, ci doar optimizarea unor aspecte prevăzute în acesta, cum ar fi procentul din PIB alocat pensiilor. Reacția ministrului vine după ce Comisia Europeană a precizat că o renegociere a PNRR-ului se poate face doar în condiții excepționale, cum ar fi, spre exemplu, dezastre naturale de dimensiuni istorice, iar o astfel de renegociere ar duce la întârzierea reformelor, dar și la pierderea unor fonduri. Complexul energetic Oltenia pregătește deschiderea bazinelor cu apă termală de la Săcelu. Compania a alocat peste 54.000 de lei pentru amenajarea zonei. Vor fi executate reparații la echipamentele existente, astfel încât totul să arate cât mai bine de luna viitoare, când este propusă redeschiderea bazei de agrement. Au fost achiziționate peste 40.000 de brățări pentru identificarea turiștilor care vor intra la bazine. Brățările sunt rezistente la apă sărată și nu vor putea fi refolosite. Zona de agrement celu dispune de patru bazine în aer liber, plajă, dușuri, grupuri sanitare, punct de prim ajutor și o terasă unde pot fi consumate produse alimentare și băuturi răcoritoare diverse. Anul trecut, taxa de intrare la bazinele cu apă o binefăcătoare a fost de 35 de lei în weekend și 32 de lei în timpul săptămânii. Directorul de la CSM Târgu Jiu, Robert Bălăiț, a declarat că senioarele de la handbal au făcut un sezon excepțional. Fetele mai au meciuri doar în această săptămână, după care intră într-o bine meritată vacanță. În schimb, conducerea va lucra la următoarele transferuri. Oficialii clubului speră să alcătuiască o echipă competitivă care să poată rămâne în Liga Florilor. Bălaie spune că urmează meciuri cu unele dintre cele mai puternice echipe din lume. Reunirea lotului va avea loc în iulie. Noi nu o să avem vacanțe normal. O să stăm să lucrăm la alcătuirea lotului pentru, pentru sezonul următor, pentru că va fi foarte dificil, având în vedere că toate echipele s-au deja și au definitivat loturile cu jucătoare foarte puternice din diferite naționale ale e, lumii și atunci noi trebuie să deja lucrăm de foarte mult timp de la meciul cu Universitatea Cluj atunci când am avut certitudinea că suntem promovați, lucrăm, am reușit să, să facem și ceva transferuri, dar zilele viitoare după încheierea campionatului să vă și ce a plecat, ce a venit, când e 100% totul. Deci nu o să avem liniște. Fetele o să înceapă în iulie, deci campionatul o să înceapă la sfârșitul august. Sper să fim pregătiți la, la, la startul campionatului pentru a da piept cu cele mai puternice echipe din, din lume. Angela Cioca și Ecaterina au fost primele jucătoare transferate la CSM. Universitatea Craiova are șapte jucători chemați la loturile naționale pentru ultimele acțiuni. Convocările au fost făcute de Eduard Iordănescu și Florin Bratu fundașul Nicușor Bancu, mijlocașul Alexandru Crețu și atacantul Andrei Ivan au fost convocați pentru cele patru partide pe care Naționala Mare le dispută în luna iunie în Liga Națiunilor. În perioada 4-14 iunie, tricolorii vor evolua de două ori cu Muntenegru, cu bosnia herzegovina și cu Finlanda. Naționala Under-21 are programate două meciuri amicale pe 3 și 7 iunie. Trupa condusă de Florin Bratu va juca cu Georgia și Slovacia. Antrenorul a selecționat patru juveți. Este vorba despre Vladimir Screciu, Alex Câmpanu, Ștefan Baiaram și Iovan Marcovici tricolorii mici sunt calificați la Euro 2023, competiție pe care țara noastră o găzduiește alături de Georgia. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!